Iubiți frați, sunt bucuros că Dumnezeu m-a binecuvântat să ne vedem din nou. A Lui să fie toată slava, cinstea și mărirea. Amin. Acum am ascultat pe frații ăștia cu cântări așa de frumoase, cu voci așa de frumoase, dar oare veți putea asculta o cântare și cu o voce așa tocită, bătrânească? Pot să cânt, oare? Dacă e pentru slava Domnului, cântă. M-am uitat și am văzut că sunt mai mulți bătrâni decât tineri și am ales o cântare pentru cei bătrâni. Că și eu sunt de acum în rândul lor. Măcar că nu sunt așa bătrân. De-abia am împlinit 74 sau la toamnă 75, dacă Domnul mă mai ține. Dar am ales o cântare pentru bătrâni. Bătrâneță, școală înaltă, de povară și de scrum, cale aspră și ciudată, pe unde n-am fost niciodată, niciodată până acum. Cale aspră și ciudată, pe unde n-am fost niciodată, niciodată până acum. Bătrâneță straiță spartă, de unde toate cad și pierd, cade orice faptă moartă, cade slava cea deșartă, dar rămâne cei din cer. Cade orice faptă moartă, cade slava cea deșartă, dar rămâne cei din cer. Bătrâneță daltă bună, care taie cu folos, taie fala ce se adună, taie pofta cea străbună, din mireasa lui Hristos. Taie fala ce se adună, taie pofta cea străbună, din mireasa lui Hristos. Bătrâneță, tren de seară, fără de bani, fără de bilet, zboară în timp ce iute zboară și te duci din gară în gară către tainicul magnet. Zboară în timp ce iute zboară și te duci din gară în gară către tainicul magnet. Dar la urmă Domnul știe dacă trenul-i tren de har. Vom sări de bucurie și cu Domnul pe vecie vom fi tineri, tineri iar. Vom sări de bucurie și cu Domnul pe vecie vom fi tineri, tineri iar. Măriți să fie Domnul! Acum, cum v-am spus la început, eu nu prea pot cânta, dar așa cu vocea asta, a fost ea și mai bună cândva, dar cântam și ziua și noaptea și cânt tot așa. Mergând pe drum sau stând cu cineva de vorbă, eu îl ascult, dar în inima mea
casetofonul lasă să meargă într-una. Că atunci nu toate poveștile câte le auz se încuibăresc și nu toate grijile care vin te ocupă și nu toate gândurile trecătoare își fac acolo cuib. Rămâne cântarea spre slava Domnului și vă invit să faceți așa, să cântați neîncetat cântări care vă îmbărbătează, care laudă pe Domnul Iisus și care vă apără gândurile și vi le ține curate în Hristos. Glorie Domnului! Acum, vedeți că am aici două Biblii deschise. Una e la Genesa, capitolul 3, și una e la Psalmul 50. Și n-aș vrea să mai dureze mult, ci să intru în subiect. Și subiectul care îl am pe inimă în seara aceasta este vorba despre nemulțumire. Câtă stricăciune aduce nemulțumirea? În toate zilele și în toți anii și în toate miile de ani care s-au scurs, nemulțumirea a avut prada ei. Și eu aș dori pentru toți frații și surorile care mă ascultați să nu cădeți pradă nemulțumirii, ci să fiți mulțumiți. În timpul și în secolul nostru, nemulțumirea e așa de rară, să zic, ca pasărea lira. De-abia ai putea o găsi prin nu știu ce munți sau prin Australia am văzut-o, dar încolo nu o vezi. Sunt tot felul de păsări, dar pe ei nu o vezi, foarte rar. Așa este mulțumirea, foarte rară, dar nemulțumirea de tot felul îs caciorile peste tot. Și să vedeți numai, mulțumirea este un sentiment care ocupă gândul și apoi ocupă mintea și apoi ocupă gesticulațiile și în cele din urmă te umple de dușmănii, de mânii și de tot felul de lucruri. Pornesc de la nemulțumire. Și ce interesant, înainte vreme, locuie într-o cameră sau două cameri. N-avea multe. Și acolo era bunica, și acolo era mamica, și acolo era fata mare, se mărita și aia și stătea tot acolo. Și adesea ori erau așa de lipsiți de haine, încât rămânea una din femei acasă și lua ia ai bună ca să meargă la biserică cealaltă, că n-avea toate haine de schimb și de sărbătoare. Când merea bunica, merea cu ia aia. Când merea mamica, merea cu ia aia. Și când merea fata, merea cu ia aia. Și dacă venea Crăciunul sau Paștele, merea la un pantofear să-i cârpească, să-i coasă păpucașii
și să-i dea bine cu cremă, cu ceva, ca să fie frumoși. Vai, bucuros era că îs păpucii buni de poate mere cu ei la biserică. Dar ce interesant, erau fericiți, erau mulțumiți. Tu care mă asculți, câte haine ai? Câți păpuci ai? Ești tu nevoită să iei haina lui bunica sau a lui mama să te duci la biserică? Nu ești nevoită, tu ai dulapul ți plin, îl deschizi și dai și nu știi care să o iei, fiindcă la săraci nu te-ai îndurat să le dai. Dar acolo să se învechească, stând pe umeraș, le ții acolo și tu n-ai ce face cu ele. Și ăsta e un păcat. Mai goliți dulapele, fiți mulțumiți cu puțin. Nemulțumirea apucă acum pe copii. Și-s nemulțumiți copiii de părinții lor, îs nemulțumiți de ce le oferă și părinții, ca să-i facă mulțumiți, le cumpără tot ce cer ei. Le cumpără și blestematul celular, care bagă oamenii în iad. Pe toți îi vezi și mergând pe stradă, numai tot butonează. Te întâlnești cu el și aproape te bați de el și nu te vede că el e acolo. Dacă se oprește, se oprește ca din lună. Ce faci? Unde ai fost? Până aici. Ai văzut cum strică celularul lumea de cap? Băieți și fete cu liceu, cu facultate, nu-ți mai de treabă de nimic. Nu mai sunt în stare să țin o conversație cu cineva plină de căldură, plină de dragoste asta umană. Ei sunt numai în ei. Și apoi nu mai vorbim de câte găsesc ei pe celularele cu internet și cu ce să satură și cu ce să hrănesc. Ferească Dumnezeu! Dar totuși nu-ți mulțumiți! Părinții nu-ți mulțumiți de copii! Bărbații nu-ți mulțumiți de femeile lor! Femeile nu-s mulțumite de bărbații lor. Enoriașii din biserică nu-s mulțumiți de conducerea bisericii, de păstor. Păstorul, conducerea bisericii, nemulțumită că biserica nu merge pe plac și nu merge cum trebuie. Și nemulțumirea îi atacă pe oameni. Nemulțumirea îi atacă pe oameni și îi călăuzește pentru a fi despărțiți de Hristos și în viața asta și pentru veșnicie. Nemulțumirea, deci, e foarte rea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să fii mulțumit în starea în care te-a așezat Dumnezeu. Dar tu nu ești mulțumit. Tu vrei mai sus cu o treaptă, tu vrei în locul ăla, tu n-ai mulțumire. Prima pereche de oameni a fost așezată în rai. A fost mulțumită? Nu. N-a fost mulțumită. A venit diavolul, că el aduce nemulțumirea, și le-a șoptit că n-au de plină fericire, că n-au de plină cunoștință, că
ar putea fi mai ceva, ar putea fi și ei ca Dumnezeu. Și fiind nemulțumiți în starea lor, a căzut în plasa diavolului. Oare nu tot așa cad oamenii azi? Tot pentru nemulțumire cad în plasa diavolului. Și atunci ascultați din capitolul 3 de la Genesa, în versetul ăsta 10 sau 9, un cuvânt din partea lui Dumnezeu către om, către bărbat. Unde ești? Și un al doilea cuvânt către femeie, în versetul 13, ce ai făcut? Și apoi, pentru noi, pentru toți, în Ioel 1 cu 10, ne mai întreabă, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Aceste trei întrebări sunt pentru noi toți. Pentru bărbat, unde ești? Pentru femeie, ce ai făcut? Și pentru tineri și bătrâni, bărbați și femei, pentru ce ai făcut lucrul ăsta? Toate acestea vin din nemulțumire. Adam a fost așezat de Dumnezeu într-un loc unde în fiecare dimineață să se prezinte Dumnezeu la el și să vorbească ca și cum prieten. În răcoarea zilei Dumnezeu venea și vorbea. Dar nemulțumirea lui Adam, după ce Eva îi plasează, nemulțumirea pusă de diavol prin înșelăciune în ea, el nu mai poate sta în locul ăsta. Adam vine ca totdeauna aci până în ziua aia, unde îl întâlnea pe Dumnezeu și unde Dumnezeu îl întâlnea pe el. Acum vine Dumnezeu și omul nu mai ia la locul lui. Că nemulțumirea te scoate din har. Dumnezeu acum în Noul Testament ne-a luat din oameni răi, ne-a luat din lume, ne-a luat dintre tot ce căzut și ne-a plantat, ne-a așezat în raiul harului. Și trebuie să fim toți plini de bucurie, toți plini de fericire, toți plini de mulțumire. Dar ai văzut ce se întâmplă dacă a intrat nemulțumirea? Tu-ți părăsești locul, devii vrăjmașul celui ce conduce, devii vrăjmaș pentru cel ce predică, devii vrăjmaș pentru cel ce cântă. Și acum se naște întrebarea dumnezeiască, unde ești? Tu n-ai fost așezat aici, unde ești acum? Dar unde ești? Că nu te văd la locul tău, unde ești? Bărbatule, unde ești? Și n-ai ce să răspunzi decât Adam. Sunt aici, dar sunt gol. Adică nemulțumirea te va duce la o stare lăuntrică, goală, păgubitoare. Atunci vine a doua întrebare pentru femeie. Ce ai făcut? De ce? Cum? Dar nu-i capabilă să zică, nemulțumirea mea m-a împins la asta. Comută vina, cum Adam o pune pe Eva, Eva pune pe șarpe.
Dar la plată o lipsă careva din ei trei. N-o lipsă niciunul. Fiecare și-a luat plata pedepsei lui până astăzi. Nemulțumirea se plătește scump. De ce ai făcut lucrul ăsta? Vom vedea mai târziu puțin. Psalmul 50, începând cu versetul 14, ne spune așa: aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui prea înalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu zice însă celui rău: ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu prea curvarii, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri, stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale, iată ce ai făcut și eu am tăcut, ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva, auzi, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni cine să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui să nu cadă în nemulțumiri, acelui ai voi arăta mântuirea lui Dumnezeu, fie slăvit Dumnezeu. Oamenii în vechime își spăla cugetul de povara păcatelor, aducând o jertfă și crezând că Dumnezeu, luând aminte la jertfa sa, îl iartă, îl ajută. Dar partea a doua a Psalmului 50 arată că sunt inutile jertfele și că Dumnezeu nu mănâncă carne și nu bea sânge și nu-i trebuie tauri din casă, nici țapi din staule. Că până acum încoace vitele, de cum ar fi cele care le avem și noi, de dă lapte și așa, să țineau în casă. Poți să mergi în Spania și să vezi încă în multe case vechi intrarea din stradă, intra pe aceeași ușă vaca și omul. Și la multe din astea încă locul de iesle e acolo. Și apoi urcă deasupra omul și vaca rămâne aici. Nu voi lua taurii din casa ta. Am ales toate, slăvească-i să numele. Numai ghebeviștii a scris Biblii în care spune că Dumnezeu are numai 1000 de dealuri, știrbenii mari. În fine, ce trebuie să faci? Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Păi măi, tu te rogi, noi ne-am rugat, noi ne rugăm, dar dacă din poporul ăsta ar fi 10 mulțumiți la adevărata valoare a cuvântului de mulțumire, multe din probleme ar fi rezolvate la rugăciunile noastre. Dar dacă ai cerceta în parte pe fiecare, atâția oameni avem în adunări care sunt nemulțumiți. Și ăștia se roagă împreună cu noi și dacă sunt unul, doi, trei mulțumiți și ceilalți fiecare pe linia lui are o nemulțumire,
rugăciunea noastră poate fi împiedicată. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Și apoi, în al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu zice, după ce spune, aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri, împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Câte juruințe n-am fi făcut și eu și câte juruințe nu fac frață. Și apoi nu mai vorbesc de anul nou, câte nu se gândesc, anul ăsta fac așa, anul ăsta fac așa. Dar trece anul și tot n-ai făcut ce ai zis și vine ăla la alt an. De ce nu poți tu împlini ce jurui? Te-ai gândit vreodată? Poate te-ai uitat cu nostalgie la momentele când ți-ai făcut juruințe, fie că ai trecut printr-o stare grea, fie la schimbarea anului, fie... Te uiți, mă, cum am fost în momentul ăla. Dar de ce nu le poți împlini? Pentru că Iov, în capitolul 22 cu versetul 21, are o îndemnare. Împretenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea ce? O mai tare să aud și eu, că eu n-aud. Așa, măi, doar ați mâncat azi. Împretenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Ce înseamnă aia? Vei fi mulțumit. Și în versetul 27 din același capitol spune, atunci îți vei putea împlini juruințele. De ce nu-ți poți tu împlini juruințele? Că tu încă ești în ceartă. Tu încă nu te-ai pocăit. Tu te-ai botezat, tu ai cerut Duhul Sfânt, Dumnezeu în bunătatea Lui ți-o dat, dar tu nu te-ai pocăit de nemulțumire. Și atunci Dumnezeu nu-ți dă curs să-ți împlinești juruințele sfinte și bune, numai le faci și rămân să te condamne tot ele. Dacă te împretenești cu Dumnezeu, dacă obții pacea și mulțumirea, El te ajută să-ți împlinești juruințele. Atunci, dacă aduci jertfă lui Dumnezeu mulțumiri, dacă îți împlinești juruințele, atunci continuă să spună, cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi. Deci două motive mari pentru care în familia ta, că te rogi de nu știu câți ani să se întâmple aia și nu se întâmplă nimic, te rogi să se întâmple cealaltă, nu se întâmplă nimic, te rogi pentru vindecarea ta sau unui copil și nu se întâmplă nimic, pentru că tu nu ești mulțumit și nu ești mulțumită și tu nu-ți poți împlini juruințele. De exemplu, uitându-mă de aici și până acolo, nu știu de ce v-ați înșerat așa, aveți râie să nu se ia unul pe altul sau ce păcate. Păi de ce nu sunteți toți aici într-un grup? Să auziți frumos, să știți bine ce se predică. Din extremele alea poate nici n-auziți bine. Dragii mei, nemulțumirea e ceva grozav pe capul oamenilor, a pocăiților, mai mult a penticostalilor. E o mare greș și un mare păcat. Prea iubiții mei, atunci cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi.
Dar Dumnezeu se bagă mai adânc. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările. Am văzut odată o fată venită la adunare și era pe aici numai niște cipcă, așa, niște ațe, și pe aici la fel, să vedea pielea pe ea. Și-a mustrat-o. Apoi, el la un moment dat nu a avut ce zice săraca. Era de vreo 14-15 ani, dar așa era înăltuță, bine. Dar s-a dus acasă. Apoi să vezi ce scandal a vrut să înșire tată-s-o cu mine la telefon. Dar l-am luat și pe el în primire. Și așa că în cele din urmă a trebuit să-și recunoască vina. Mustrarea nu le place la oameni. Odată zice, ce ai cu copilul meu? Învață-i pe-a tăi. Ce ai cu tare? Alu cu tare cum îți? Ce ai tu cu nu știu cine? Dar așa ceva nu era pe vremuri, măi. La Fodora, când eu am fost mic, în centru satului era un gărduș și acolo s-adunau duminicile oamenii după ce ieșeau de la biserică și bătrânii era tribunalul satului. Stătea acolo câțiva frumos și toți înaintea lor și acolo hotărea tot. Dar dacă unul s-auzea că s-a îmbetat, unul din bătrâni îl chema în față, îl mustra și rădea câte o palmă de numa. Și nimeni nu întreba de ce ai dat sau ce ai cu mine. Toți se smerea și toți smerea bine. Bătrânii hotără, merem acum mâine la cules în partea asta de hotar. Păi mâine merem acolo, nu merea care unde vroie. Și era o disciplină frumoasă. Să ținea ordinea în sat. Vezi? Acum în biserica Domnului, dacă îl mustri pe un om, sare 10 rudenii să te mustre pe tine, că de ce te-ai acățat de ăla? Oamenii sunt nemulțumiți și nu le place mustrările, aruncă cuvintele bune de îndreptare care-s din Biblie și vin de la Domnul pentru noi înapoi a lor. Dar mai faci ceva, auzi numai ce mai faci tu. Dumnezeu vorbește. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dar dacă vezi un host, tu te unești cu el. Aia n-arunci înapoi, aia ți-o pui în față, să o execuți. Și te însoțești cu preacurvarii. Oare să unesc mulți cu hoții? Odată vreau să vă spun așa un exemplu. Stând de vorbă cu un frate la ieșire dintr-o adunare, vine un alt frate la el, măi frate, i-am cumpărat și eu căsuță așa și așa și nu prea am bani, mă, dar ar trebui să pui pe jos faianță, taile, cum, mă rog. Ai putea veni să mă ajuți? Băi, eu viu. Dar eu viu cu materialul meu. Bine ăla, dar pe cât mă costă? Păi ne înțelegem, nu te costă așa mult. Bine, viu mâine și măsurăm și facem treabă. După ce a plecat ăsta de acel, întreb pe el, dar tu ai magazin cu materiale? Păi nu, frate. Dar păi, de unde ai materiale să-i faci la ăsta în casă?
Apoi eu lucrez, zice, în branșa asta și dacă îmi rămâne un sac două de ciment, dacă îmi rămâne o ladă cu taile, dacă... Apoi eu zic, atunci ce faci? Pui pe unul să se uite în lături, să nu te vadă nimeni, le bagi în mașină și faci depozit la tine. Și apoi atunci tu îi faci la ăla lucru cu din furat, mă. Păi bine așa? Apoi după aia te însoțești cu preacurvarii. A mai fost cândva vreodată pe pământ atâta însoțire cu preacurvarii ca astăzi? Niciodată. De pe celulare, cum ziceam mai înainte, până la computere și până la ecranele mari de televizor, stă și pocăitul și se uită și vede minuni acolo și râde și pare bine că le vede, ba le caută și își irită tot trupul, chiar dacă nu e acolo. Apoi pune pe, cum îi zice la ăla, Facebook sau cum îi zice, cu sora de pe bancă de lângă ea nu poate vorbi, dar cu unul din China vorbește, Doamne, cu fratele cu care e în comitet n-are timp să vorbească, dar cu unul din Thailanda vorbește câte versuri uscate. Tinerii nu găsesc tinere în adunare, dar găsesc acolo câte vrei. Peste tot însoțire cu preacurvarii, vă dați seama acum că toate astea le faceți chiar și din nemulțumire? Că nu ești mulțumit de sora aia, de fratele ăla, de tânărul, de tânăra, tu peste tot împrăști și înșiri nemulțumire. Veniți-vă în fire, strigă cuvântul lui Dumnezeu, și nu păcătuiți. Mergând mai departe, tu dai drumul gurii la rău, și limba ta urzește vicleșuguri. De nici nu-ți închipui ce poți tu plănui împotriva lui ăla și ăla. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine? Păi dacă azi ai vorbit împotriva lui nu știu care din adunare, și ai mai spus la 10 și acum și ăia vorbesc ca tine, ai împânzit rău și Noe și nicio prorocie împotriva ta. Dumnezeu a tăcut, nu te-a blocat printr-un vis, printr-o vedenie, nu te-a îngăduit să cazi, să-ți rupi un picior ca să te mai astâmperi și să-ți vezi de-a tale, nu de alții. A, atunci, sigur, vezi, eu am dreptate. Tu crezi că Dumnezeu e ca tine? Nu, am să te mustru, dar odată. Și am să ți le pun toate sub ochi. Le vezi bine în seara asta. Fii foarte atent acum. Cuvântul lui Dumnezeu pe toți ăștia, nemulțumiți, pe cei ce nu-și pot împlini juruințele, pe cei care se unesc cu hoții, pe cei care se însoțesc cu preacurvarii, pe cei ce clevetesc toată ziua la telefoane sau când se întâlnesc cu cineva, pe cei care aruncă cuvântul Domnului înapoi a lor și nu primesc mustrarea, pe toți ăștia, versetul 22 îi arată ca oameni care au uitat pe Dumnezeu,
Au uitat că ei au un stăpân. Au uitat de datoria lor creștină. Luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni cine să vă scape. Grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Atunci exact cum ai cădea în labele unui leu. Așa zice prorocul, voi fi pentru ei ca un leu pe drum în pustie, unde n-are cine te apăra. Luați seama, dar atunci încheie cu ce am început. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Mântuirea lui Dumnezeu ne-e oferită nouă tuturor, glorie lui. Amin. Și mie. Dar la dumneatale care mă asculți, ești convins că ți-a oferit Dumnezeu mântuirea prin jertfa lui Iisus? Ridic o mână sus să vedem, ești mulțumit, măi? Păi dacă suntem mulțumiți de o mântuire așa de mare, atunci suntem chemați să veghem asupra căilor noastre, să nu ni se strâmbe, cum am citit aici, ci să merem drept la Iisus. Glorie Domnului! Sigur că timpul am depășit un pic, și nu numai un pic, că mai bine un pic, fiindcă era o convenție să gad măcar cu 4 minute înainte de 9, și eu n-am zis că nu gat așa, numai nu i-am spus la fratele Crăciun că, vorba lui Wulbrand, eu nu știu dacă toate minutele vor avea numai 60 de secunde. Acum, oricum, dacă cineva a primit cuvântul Domnului în inima lui din această predică, acestei seri, și a simțit vinovăția sa proprie și ar vrea ca Dumnezeu să-i dea îndreptarea vieții, eu sunt de părere să mă rog pentru oamenii aceia. Și dacă vreți să veniți în față, bine, dacă nu, acolo unde sunteți, în tot timpul rugăciunii ăștia, să stați măcar cu o mână ridicată în sus. Doamne Iisuse, eu sunt aici, dar pentru mine a fost versetul ăla, pentru mine a fost cuvântul ăla, pentru mine a fost asta, pentru mine s-o potrivit tare că eu-s nemulțumit. Eu în casă am multe mânii, trânci, fac. Nu pot fi lumină pentru nevastă, nu pot fi lumină pentru copii, sau nu pot fi lumină pentru bărbatul meu, nu pot fi lumină pentru copii, apoi nu pot fi lumină pentru vecini. De atâta timp eu cu vecinii nu pot să vorbesc. De atâta timp am frați în adunare cu care nu pot să vorbesc. De atâta timp am surori, rudenii, cu care sunt în conflict. Și toate lucrurile astea Dumnezeu le vede aici și trebuie părăsite. Vreți asta? Hai să ne ridicăm cu toți și toți care doriți o eliberare din starea în care sunteți, că vă apucă bătrânețele și nu știi nimic, și te apucă moartea și nu ești corectat și nu știi când vine, dar să ne pregătim pentru a întâlni pe Dumnezeu, fie-i slăvit numele. Oricine are nevoie de sprijinul Domnului ca să scape dintr-o lacună din asta, să ție mâinile ridicate
și ne rugăm cu toți, chemând pe Domnul să facă o eliberare și o curățire în toți și în toate sufletele de aici.